Amintirile și muzica bună au fost coordonatele celei de-a treia zi a Festivalului Internațional de Chitară Severin 2011. La un restaurant din oraș, organizatorii au pregătit o întâlnire emoționantă pentru artiștii severineni consacrați, mai ales că mulți dintre ei nu s-au văzut de 30 de ani. M-am gândit ca în această zi să provoc artiștii severineni, cei care sunt aici, cei care au fost plecați în străinătate, care s-au întors și care sunt în alte orașe ale țării, și să-i provoc la o întâlnire de suflet, de amintiri. Emoționant nu e un cuvânt care s-a devalorizat. Chiar mi-a făcut o mare plăcere să văd vechii prieteni cu care am cântat și abia aștept să ne lăsăm într-o cântare ca pe vremuri. În afară de asta, probabil că e adevărat că întâlnirea cu locurile natale îți dă energie. Muzicienii prezenți la șoieta muzicală au venit din toate colțurile țării și din străinătate, iar cafeaua aromată i-a îndemnat la evocări dintre cele mai emoționante. Cât timp a stat în Canada, la ce vă gândeați? Well, sincer, te gândești cel mai mult la ceea ce e de făcut acolo. Ceea ce... La prietenii noastre de aici v-ați gândit? Totdeauna, prietenii niciodată nu poți să nu te gândești la ei, mai ales că noi am fost și un grup mai aparte. Ne cunoaștem din 67. Eu am început activitatea în acest oraș în 64. În perioada aia a fost nemaipomenită din punct de vedere artistic. Aveam o formație care se numea Phoenix. Și spre surprinderea mea sau spre bucuria mea s-a numit înaintea Phoenix-ului din Timișoara. Cu o carieră muzicală împlinită, artiștii prezenți la întâlnire nu s-au dat înapoi de la mici reprezentații.